Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Teleenciclo Becaleada. Astăzi vă vom prezenta o variantă inedită a baladei Miorița, culeasă foarte recent din zona Pipera, lângă București. Când picior de plai Pipera, ce mai? Iată vin în cale, se cobor la vale trei turme de miei cu trei ciobănei. Da, și miroase altfel, bagă niște bănegari. Bă, mă deranjează. Ce put! Eu să intru să fac! Unui machidon, unui ungurean și unui vrâncean. Băi, dracu de ciobani! Asta și ce să fie? Roată, roată de la căruță! Iar cel ungurean și cu cel vrâncean, mări se vorbiră, ei se sfătuiră în zi pe lumină, să-i fură mașină lui cel machidon din Pipera Don, care conturi multe și mai bacuri sute, nepoți preferați, antrenori dresați. Cine-au cunoscut, cine mi-au văzut mândru ciobănel tras printr-un inel cu mai bacul lui pana corbului? Mândru ciobănel tras printr-un inel. Ce ați zis? Îl faceți voi, pe Becali. Nu e adevărat, Neu! Stai, bă! Așa ai zis că îl facem, pe ăsta și fără mașinuța, nu? Da, ne-am gândit la asta. Așa zis, păi când vreodată voi în viața voastră îi luați voi mașinuța lui Vultul Becali? Niciodată, Neu! Drențele, n-ai zis, drențele, luați mie voi mașinuța. Nu, Cătăline, hai, pur bagaj cu ăsta. Stai, bă, Gigi, nu ne băga, bă! Câștii și seamă! Lasă-ne, bă, lasă-ne să plecă, bă! Stai, bă, că avem treaba, avem și noi, bă! Nu, stai, bă! Nu, stai, bă! Mă vă rog, dar pare atât de real, am reacționat instinctiv. Ești ok? Nu! Leacă scorpionică! Îmi pare rău, serios. Narcisa, pe aveasă de simpatica tupla 2. Cine ești? Violatorul! Nu! Nu! Nu, violatorul! Nu! Te rog! Nu! 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 Lasă-mă! Stop! Stop! Iertați-mă, vă rog! Dar e tot atât de real? Am reacționat instinctiv. Ești ok? Lasă-mă, lasă-mă, plec de aici, plec de aici! Iartă-mă, iartă, dar n-am vrut, lați-o, lați-o, crede-mă, lați-o. E... Joci atât de bine! Nu! Narcisa pervers de simpatica tupla 3. Nu, te rog, nu! Tupla 4.
dupla 5. E prea real, îmi pare rău, dar am reacționat instinctiv. Dupla 6. E prea real, am reacționat instinctiv. E prea real totul, am reacționat instinctiv. Am reacționat instinctiv, iertați-mă, vă rog. Dupla 69. 6. Jetzt ist alles fertig. Cine ești? Violatoarea! Nu! Nu te rog! Nu! Poate trăi așa, fată. Da, fată, prea multă nesimțire în jur, fată. Te sufoc. Da, fată, așa e, fată. Fată, noi am decis ca România bun găsit să înceapă cu noi, fată. Da, fată, dacă noi nu avem bun simț, fată, cum să pretindem altora, fată, să aibă? Fată, de exemplu, noi am cumpărat această carte de la librărie, da? Da, fată, e codul bunelor maniere. Fată, am răsfoit-o puțin. Chiar de bun simț. Da, fată, și eu să mă răsfoim puțin, că acum mergem la salon, ne îndreptăm spre acolo. Haideți, fată, cu noi. Fată! Ce, fată? Fată, cum ai așa, fată, să nu mai faci niciodată chestia asta, fată, că nu-i de bun simț. O, fată, că nu mai fac, fată, nu mai fac. Ce se întâmplă, fată, aici, fată? Nu știu, fată. Ce se întâmplă, fată, aici? Doamne, i s-a făcut rău, a căzut pur și simplu pe stradă și nu știm cum să o ajutăm, să chemăm salvarea, să o ducem la un spital. Noi n-avem mașini. Fată, să facem noi ceva. Fată, așa e, fată, uite o oportunitate, fată. Fată, am promis, fată. Fată, am promis. Promisiune. Da-te, fată, la o parte! Bună ziua, doamnă! Fată! Ce? Fată, nu răspunzi tu mie cu fată, că nu scrie așa la codul bună în maniere, fată! Tu-mi răspunzi cu bună ziua, domnișoară, fată! Ia, fată, și citește-o, să te ajute în viață! Fată, fie, doamnă, dar nu domnișoară, clar? Fată, câtă nesimțire, fată! Fată, e generalizată, fată, nesimțirea asta! Fată! Fată, zi, fată, ce s-a întâmplat! Nu știu, mi s-a făcut rău și am picat. Nu mai prea simt picioarele. Și am privirea încetușată. Câte degete am fata aici? Două. Câte am fata aici? Trei. Câte am fata aici? Nu m-a seamețit, doamne. Dar nu are fata. Fata, trebuie să mergi până la spital, tu. Da, ar trebui să merg, da. Fata, spune cum să ajungi, este super simplu. Uite, ne-am mintea acolo coșului, fii atent. Deci, e la vreo 2 km de aici, dar te duci înainte. Merge la dreapta, după aia vezi că e o stradă, fata, da? Nu traversezi, fata, aștept la semafor. După aia mai mergi un pic, vreo 200 de metri, faci de două ori la stânga, treci printr-un pasaj, după aia și printr-o piață, cred. Și la un moment dat puteau să zărești, fata, așa, în zare, spitalul. Și poți să întrebi pe cineva dacă nu te descurci. Auzi, fata, să știi că nu toată lumea are bun simț așa ca noi să-ți răspundă. Așa e, fata, să știi. Da, fata? Da. Auzi, fata? Ai înțeles? Ce? Ce se fac? Nu trebuie, fata, să ne mulțumești, nu trebuie. Ai, fata, cum faci un dezinteresat. Da, fata, așa e. Fata, e incredibil, fata. Fata, și practic lumea nu se așteaptă, fata, la bun simț. Nu, fata, să mai și miră. Oh, no. N-a ajutat? Stai puțin. Alo. Dumnezeule, ați nebunit. Haideți, domnule. Ușurim.
Scordia se află la ea acasă în familia Moculescu. Să vedem cine ascunde mărul de data asta. De ce spui la televizor că... că mă droghezi? Pentru că ne droghezi! Că mă droghezi, da? De unde scoți, dragă, minciunile astea, da? De unde le scoți? De la tine! Hodorogule, te droghezi! Da. Asta e adevărul! Bine, 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 Mariana, bine. O să mă duc acum să-mi fac analizele ca să-ți dovedesc că nu mă droghez. Prea târziu! Prea târziu? Prea târziu. Nu e deloc prea târziu, dragă. Acum mă duc, stai să vezi că nu mint. Prea târziu, tata. Nici eu prea târziu. Prea târziu, sufletul meu. Lasă-mă să trec că... Stai jos. Dragii tăia. Stai jos. Te droghezi. Nu mă droghezi. Ba da, să droghezi. Te droghezi. Minți, mințiți amândouă. Unde m-ați văzut voi pe mine că mă droghezi? Acum aici o să te vedem. Ia, aprinde-ți la noua idă botanică de aia să vedem cum se droghează boșorogul. Ia, așa. Aprinde bine sora mea. Mariana, nu te la duc. Bă, aprins-o bine. Ia, dă încoa. Fumează. Nu vreau. Hai, fumează, Alice. Lasă-mă, iau de aici. Lasă că-i dau eu. Nu mai tu, Vlad. Fumează. Nu mai tu. Ia, dă încoa sora mea să-i dau și eu. Hai. Mai vreau, da? Ce dulce este viața, de-ai fi tu salție la mal, cu castraveciorii cu aripi, telefoncelul roz, da? Moment, sufletul meu, tu nu vezi că e hipopotam în toată regula? Ia uite-l! Nu, dragă, ia un telefoncel! Care e foarte dinamic și care s-a băgat. Iată cum s-a dus. Cum s-a dus. Bă, băiatule, bă, cât a încinitat. E un... Ești, sufletul meu. Un ștengar. Hai că dacă ești și-ți dau un leu, hai sufletul meu. Eu dau 2 lei, chiar dacă nu am niciun bani, da? Eu, oricum, eu n-am mai văzut. Dai că poate dacă e arunc o banană. Dă-i ceva de mâncare. Dar nu, mai bine dă bine. De la ziar mă deranjez. Văd că vă distrați. Am venit să iau să fac fotografii. Ieși de acolo, că nu e bine să te bagi acolo, da? Ai putea totuși. Ia fata și cum. Un pic? Hai! Hai! Dai! Hai! Nu vă supărați. Da, dai. Zâmbiți un pic, vă rog. Perfect, mulțumesc frumos. Cam la mâine, mâine apare. Pe prima pagină. Sufletul meu. Nu uita să faci un articol și cu Nichi. Perfect. Sigurea, Moculescu! Te pupă, Nichi! Sigur, păi despre asta e vorba. Mulțumesc, la revedere. Distracție. La revedere! Ia uite, pupă! Stai! Hai, mă, ieși odată de acolo! O să reușesc! Hai, mă, odată! Te-ai scoate acolo! Hai! Ești afară, hipopotamule! Ia uite-l, mă, că a ieșit. M-au drogat! Da! Mariana și Nichita m-au drogat. Te-au chemat paparazzi să facă poze. Da! Ține simțite, cel mai... Partea proastă e că... Nu știu ce mi-au dat. De unde să ia și cât costă. Aș vrea să cumpăr. Da? Spectatori, sunt Priscila Andrada Tuțianu Cioroglă și transmit de aici, de la fața locului. Lângă mine este Adi Pescariu. Bună seara, Adi! Cum te simți în seara asta? Da, bună seara! Vă pup pe toți! Vreau să spun că sunt foarte emoționat, deoarece astă seară nu lansăm numai noua colecție de machiaj masculin, dar și noua mea colecție de costume de baie pentru bărbați. Am văzut că este foarte multă agitație în jur. Ce se ascunde în spatele acestei prezentări? Multă muncă, PC, multă muncă, bineînțeles. Dragă, ce faci? Tragi mai, lase mai să fie, asta e, să aibă puțin, așa, ia să vedem. Nu PC, deci, trage, dar ți se vede burta asta, mai slăbește și tu, ce dracului. Ia să vedem, la tine este bine, să vedem cum, ia întoarce-te puțin. Deci nu, aici trebuie trași puțin mai, să fie mai pe, înțelegi? Deci nu așa. Asta e. Ia să vedem cum
Deci, nu știu, arăți, ești varză, ieși afară. Asta e, să vedem aici. Deci, nu știu de ce... ia, întoarce-te puțin, nu, sunt... nu știu ce naiba, că nu trebuie ceva mai mare, o mai să fie mai... nu, e destul de ok, cam asta ar fi. Dar ce material ai folosit sezonul acesta? Da, am optat pentru niște materiale extrem de rezistente, care rezistă la cel puțin 1000 de purtări și am testat personal fiecare pereche în parte. Acum de jos, acum pune-i la loc, acum de jos, acum pune-i la loc. Foarte bine, următorul. Am înțeles. Care sunt noile tendințe în materie de make-up? Da, am mers pe produse 100% naturale și pe, da, și pe o nouă tehnică de aplicare care îmi permite să controlez foarte, foarte bine dozajul ca să nu avem excese și, bineînțeles, să nu avem surprize, să le putem anticipa, știi? Da, înțelegi, adică pentru că trebuie să fie totul perfect. Nu știu dacă mă urmărești din punct de vedere. Da, mă rog, totul este porno, înțelegi? Nu știu dacă... Desigur, revenind de la slipă, ce ne poți spune despre... Croiala este, sunt modele deosebite pentru că m-am pus în pielea clientului și m-am gândit care model ar fi cât mai comod și, bineînțeles, sigur să nu avem anumite surprize neplăcute. Dar, desigur, o ultimă întrebare. Ce satisfacții îți aduce ție această muncă? Deci, în primul rând, pisii, pentru că mă pot exprima foarte bine și, bineînțeles, am ocazia să întâlnesc persoane foarte deosebite și, înțelegi? Da. Da. Da, hai să facem și noi o poză de grup să fie... Deci, mai apropiați-vă puțin așa ca să facem o poză. Asta este și să vedem dacă mă așez eu... Stai să văd cum... Vino tu mai încoace, nu, că tu ai burta asta oribilă. Vino încoace, mai strângeți-vă puțin așa și nu te vezi. Bagă capul și uite-te încolo spre obiectiv și tu la fel. Asta nu e ok, că nu mă văd eu. Hai să vedem. Nu e. Dar dacă aș fi, de exemplu, jos... Mai strângeți-vă puțin mai tu să nu-ți văd decât el aici în față, că da, te uiți încolo, da? Asta e perfect, încolo la aparat. Stai puțin că am o idee mai bună. Dacă pui piciorul, ia să vedem, deci ăsta nu, cam așa. Și piciorul ăsta aici, asta este și mai strângeți-vă puțin, băi, să fie, asta e perfect. Deoarece astă seară nu lansăm numai noua colecție, noule, nu vreau, nu fă mea, lasă-mă pace, ia prostia asta. Deci am mers pe niște produse 100% naturale pe care, da, pe care am găsit o soluție de a le și aplic. Nu fumeți, ia prostia asta, deci, lasă că-i dau eu! Hai! Am optat pentru produse 100% naturale și am aplicat de asemenea și o nouă tehnică de aplicare.